Biserica de lemn cu hramul Înălțarea Domnului din Vama a fost construită în anul 1783. Catapeteasma originală datează din anul 1811. În anul 2000, parohia Înălțarea Domnului din Vama de Jos a donat biserica de lemn și clopotnița Muzeului Satului Bucovinean din Suceava, unde a fost strămutată și reconstruită. Lucrările de reasamblare au durat 9 ani. Biserica a fost resfințită pe amplasamentul actual în Duminica Florilor, la 12 aprilie 2009, de înalt preasfințitul arhiepiscop Pimen al Sucevei și Rădăuților. Parohia Vama de Jos a donat și turnul clopotniță din lemn, construit în anul 1787. Clopotnița a fost reconstruită în muzeu în anul 2005. Locul a inspirat predica înaltului ierarh la sfârșitul Sfintei Liturghii, la 10 ani de la momentul resfințirii. Iată-ne în această biserică de lemn, care așa are frumusețea ei prin arhitectură, și lemnul în sine, el are viață, viața lui, a firii neraționale. Însă așa are structura lui, încât sigur ne face să ne minunăm. Fie vorba de culoare și nu numai una, și mai multe într-un lemn. Și mai ales, sigur, cum este el alcătuit, cu atâtea fibre și aranjate în atâtea moduri. Cât de frumos este lemnul. Și noi astăzi îl vopsim cu fel de fel de culori. Și mai dăm și un lac și lac sfisiem. Ne place frumos la acesta, deci ieftin, la prima vedere a frumosului material și nu cel al lui Dumnezeu pus și în natură. Este biserică, zice, monument istoric, adică arată istoria poporului nostru. Și istoria poporului nostru este o istorie cu fapte omenești și fapte ale lui Dumnezeu. Poate să fie o casă mai curată, mai frumoasă decât casa unui țăran? Niciodată. Ce miros are cel al curățeniei. Câtă ordine! Aceasta este viața omului la țară și la oraș. Și la oraș, pentru că nu lipsește un ghiveci cu o plantă, cu o floare și nu lipsește icoana și cartea de rugăciune și candela. Acesta este sufletul românului nostru din totdeauna. Sigur, astăzi, așa cum este, dar se păstrează în adâncul inimii. Și iată aici, se zice, la Muzeul Satului Bucovinean, pentru a ne aduce aminte de cele vechi care sunt totdeauna frumoase, de sat. Și anul acesta se vorbește foarte mult despre sat, despre frumusețea lui. Numai că, din nenorocire, trăim și o mare durere. Satele sunt amenințate nu pe ira lor, dar restrângerea lor. Atâtea case părăsite, pentru că oamenii sunt siliți să părăsească casa, satul și țara și chiar familia, copiii sau soția, pentru că n-au unde munci.
Momentul a fost unul cu dublă aniversare, 10 ani de la sfințirea bisericii în Muzeul Satului și apropierea aniversării a 90 de ani de viață pentru înaltul ierarh Pimen. Biserica este un monument, are 300 de ani vechime, încărcată de slujbe, de emoție, de trăiri, de sfințenie mai ales. Avem inclusiv pomenicele în chirica veche, în Slavonă, un mini-muzeu în interior, Biserica Vama, Biserica Monument Istoric, care a fost restaurată și s-a jertfit pentru ea 8 ani, din 2000 până în 2008, în 2009 a fost resfințită de înalt preasfințitul stăpânul nostru, arhiepiscop Pimen al Suceavei și Redoților. Și am dorit anul acesta să comemorăm 10 ani de la acest eveniment, adică 10 ani de la resfințirea bisericii și sigur, cum se poate altfel decât reinvitându-l pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop. Această biserică a fost lucrată manual de înaintașii noștri, pusă în valoare aici și înalt preasfințitul a dorit să poposească aici, să aducă bucurie creștinilor care duminică de duminică vin la această biserică de la Muzeul Satului, biserică în care slujește părintele Gheorghe Nicos Moroșan cu multă dăruire, cu multă dragoste și cu multă bucurie pentru biserică, pentru tradiție și pentru valorile neamului omenesc. Sigur că există întotdeauna o bucurie atunci când arhipăstorul vine în mijlocul nostru, vine în mijlocul credincioșilor și bucuria aceasta se transmite și mai cu seamă că anul acesta înalt preasfințitul împlinește o frumoasă vârstă de 90 de ani, 90 de ani de jertfă, de trudă pe altarul bisericii, dar și de realizări extrem de frumoase. De aceea credincioșii au dorit ca, anticipând ziua înalt preasfințitului, să-i cânte la mulți ani împreună cu noi preoții slujitori,